Păi atunci au fost un fel de tevatură, așa, de deja mergeam la București dacă nu merge la șup. Mi-a luat trenul. Chiar de multe ori, că chiar am zis la vărul la Ionca, stau să mă gândesc de multe ori ce dracu, nu știu, deci cele mai importante, cele mai... Eu am fost de fiecare dată pe Nisă, oarecum, cum să vă zic, v-am zis... dacă erai, să zic așa, un vagonetar, însemnat sau, mă rog, puteai să, probabil puteai să ți impui și că nu merg și nu merg, dar era destule mișcări și la noi, până la mama dracu și-o palmă mai sus în rândurile întreprinderilor, că ăla-i comunist, că ăla-i așa, că jos cu ei, că scandaluri, că bătăi, că aia și că aia la altă, că așa a fost atunci peste tot, să fim foarte clari. Păi da, astea au fost... și nu prea, deci când ești într-un grup, e foarte greu ca să ieși și să spui, păi eu sunt eu de dracu și eu nu vreau și nu merg și nu fac și nu trec. Bine, nici, poate nici gândirea mea, nu, așa gândești, vorbești cu colegul, vorbești cu ăla, vorbești cu ăla, drept e că atunci cam, cum se spune, gândești toți. La o idee, mergi doar la o... Într-o direcție. Așa e, oriunde ai fi, oriunde ai fi, nu neapărat numai să fii miner sau să fii... Greu e să te rupi de grup și să zici, bă, eu sunt împotriva, nu, eu nu merg pe ideea voastră. Nu? Da, așa este. Presiunea mare din partea grupului, nu e așa da, ușor. Cum? Sigur că da. Vă mai amintiți cumva, dacă ați văzut la televizor ceva despre piața universității înainte? Piața universității, despre asta pot să vă vorbesc, deci lucruri care, deci, care mi s-au, cum să vă spun, mi s-au părut foarte așa și care mi s-au impregnat, cum să-l spun. Le țin minte, le țin cu... Le țin o să le uit nici că noi avem 80 de ani, eu studiam dacă trăiesc. Dar înainte să ajungeți la București, știați ceva despre piața universității? Deci, vorbind pe marginea problemei pe piața universității, deci noi, tocmai asta e că noi ne fac, asta nu mi-am amintesc eu cum dracu ne făcusem noi... prezența noastră în București, când am mers noi prima dată. Mi se pare mie că în preajma unor alegeri. S-a mers și înainte de alegeri. Sau înainte, fost... În preajma unor înainte de unele alegeri. Deci au fost cu alegeri... Rațiu, cu... Da, au fost alegerile când de pe domnul împotriva domnului Iliescu. Mă tem eu că acolo am fost noi undeva prima și... noastră intervenție în București. S-a mers la București înainte. Bună ziua! E băiatul meu, bună ziua frumos! Bună ziua! Salut, ce faci? Te salut pe domnișoară. Noroc! Salut, eu sunt Cinti. Pare bine? Domnul, nu fi rușinos. Salut! Da. Aici așa frumos pe pat. Deci au fost alegerile din 20 mai, înainte de alegerile din 20 mai, unde a câștigat Iliescu cu FSN-ul. Acum mai bine, când a fost prima intervenție? Prima intervenție în forță a minerilor a fost în zilele de 13-15 iunie 1990, atunci când s-a curățat piața universității și... Treaba cu Maria Munteanu, cu exact, uliganii, cu exact, Bolani, exact, cu Liga Studenților, exact, aia a fost practic intervenția în forță. Prima intervenție? Minerii s-au mai dus la București de două ori, dar să negocieze înainte, condiții. Înainte, cu negocierile. Cu negocierile. Da. Ei, asta vreau eu să vă zic. Mm-hmm. Că eu asta nu mă rețineam exact. Știu că am mai fost înainte de întâmplarea cu piața universității. Și atunci s-a făcut chiar apel televizat. Îmi pare foarte rău, pe TVR1. Asta trebuie să aveți materiale. Pe 13-15 s-a făcut înainte. S-a făcut apel televizat chiar de către domnul Iliescu. Eu nu mă fer să o spun în fața nimănui, nici în fața lui. S-a făcut apel televizat, a zis că rog masele muncitorilor de mineri din Valea Jiului, din... zona Maramureșului, de peste tot, de pe unde era minieri, să, pentru că organele de ordine nu au puterea să facă treaba și să vină să
instaurăm pacea, disciplina și ordinea în București. Deci asta a fost chemarea dânsului, să fie foarte clar. Ei, ori vorbim despre asta, asta e un aspect. Al doilea aspect, când domnul Cozma a preluat conducerea, asta a fost o mineriadă a noastră, aici, locală, și asta nu mă mai amintesc eu exact. Deci eu știu foarte clar când a venit domnul Miron Cozma, că era, eu chiar am râs pe urmă, că era undeva în prea, ori toamna, ori primăvara, undeva era frig. Și-a venit în hanorac de blugi, în blugi și în pantofi. Deci eu, ca să vă zic eu, de la țară, cam manapo, dar îmbrăca cum s-ar zice. Că el i-a vorbit într-una, ce trebuie să faci? Când ăștia sprinși oamenii de figurile ăștia, ce trebuie să faci? Să-i zgândări un pic, să-i tragi un pic cu cheia, cum s-ar spune. Și au venit și fa, așa, și pe dincolea, și pe dincoace, și pe dincolo, și aia, și aia, și-o pus nu știu câte puncte, nu știu câte amendamente, și că să ni se dea aia, și că să ni se dea aia altă, și mă rog, așa era așa. Da. În fine, că ce mi-a dus foarte bine aminte, că și acolo eram în vulcan și ne-au ori făcut o echipă să mergem, să tragem, să declanșăm sistemele de alarmă, sirenele de... care se declanșează, știți, numai în situații... De urgent. De accident. Nu la mine, pe nu toată mine. Zona orașului, de atac al unor forțe armate sau ceva de genul ăsta, alarmă generală sau cum se numește, că nu știu cum se numește. Alarmă care se situație pe oraș, să facem minuni, să ridicăm toată lumea, să mergem la București. Ideea dânsului a fost. Ideea lui Miron Cozma. Da. Cu... băieții din grup. Dar ăsta e atunci că s-au gândit că e foarte grozav să facem noi, să ne facem auziți, așa și așa mai departe. Ne-am dus în grupul în care au fost, chiar au fost și eu, când am intrat într-un fel de obiectiv, mi-am întâlnit un domn colonel care era, care răspunea de obiectiv respectiv și normal, omul era om educat, cum s-ar spune, om deștept, știu să ne vorbească. Bă, băieți, bă, voi vă dați seama ce înseamnă dacă în momentele astea, acum, în 5 minute, declanșăm sistemul de alarmă în tot orașul ăsta? Voi știți că aveți bunici care poate au făcut războiul. Ea pot să moară de spaimă, de frică. Deci asta implică automat o spaimă, o îngrijorare a tuturor oamenilor din Valea Jiului, femei, copii, mă rog, nu tot lumea suportă așa, voi gata, ce trage, urlă, sună și se adună, nu e așa. Vă mai deștept omul și ne-a convins, ne-am întors, dracu, liniștiți, cum ne-am dus. N-au fost ei mulțumiți cei care ne-au trimis, dar, mă rog. Ce știați dumneavoastră despre piața universității înainte să mergeți la București? Știați ceva despre ce se întâmplă acolo? Noi, stimată domnișoare, ce să știm noi? Noi vedeam la televizor pur și simplu că sunt mișcări, cum să zic eu, lucruri care noi nu eram deloc obișnuiți. Nu știu, de asta câți ani rezolvat? 30, aproape. Înainte, și dumneavoastră era foarte destul de tânăr, și eu eram destul de tânăr. Am 44 de ani, noi nu eram obișnuiți cu astfel de manifestări, de stradă, de... deci noi eram obișnuiți așa cum știam noi. Liniște și stai dracul la locul tău, nu mi-ai tu și faci tu pe nebunul că aia și ca aia și ca aia la altă, știi? Deci noi, atunci ce gândea tot poporul? Să fie foarte clar, eu vă spun eu, pătru din Slatinoara, că așa era. Nu sunt eu nici deștept, nici învățat, dar așa era, doamnă, așa gândea toată lumea, să fie foarte clar. Bă, care ăla nu-și vrea de treabă, ăla încearcă să facă tulburare în țară, nu, că așa era, așa gândea tot. Dom'le, noi avem acum nevoie de liniște, ce? Așa ni s-a și predicat tot discursul politic și absolut totul, nu? Trebuie să ne revenim, trebuie să trecem fiecare la locul nostru, trebuie să... Bă,
poate era bine într-un fel, poate eu știu, nu știu, acum nu sunt capabil să judec și nici nu. Dar noi, nouă ni se părea deja un, o a doua, al doilea balamuc, o altă mișcare, o altă, că vrea cineva, nu știu cine vrea, că vrea să vină nu știu cine, că vrea să, cum ni se tot injecta tot felul de tâmpenii de ăștia atunci, că domnul Iliescu, el a făcut adres și a cules și a pus toate roadele în coșul lor și acum vrea cineva să arunce și să vină el cu coșul lui și să facă altceva, să dau așa o... Nu, mă rog, să vorbesc, nu știu, să... Vă mai amintiți cine... Poate nu vorbesc pe înțelesul dumneavoastră. Ba da, foarte pe înțelesul, e foarte clar. Vă mai amintiți cine spunea lucrurile astea, de la cine le auzați? Unde le auzați? Le auzați la mine? Le auzați la televizor? Păi în primul rând, în primul rând, în primul rând, în primul și în primul rând, și cei de la mine, probabil tot de la televizor, ăia care vreau să zic așa că trăgeau cât de cât, mă rog, poate ei aveau și alte legături informative, dar în primul rând televizor, era pentru că toată lumea era cu ochii pe televizor mari. Mare rău de tot, pentru că televizorul nouă ne lipsise ani de zile. Și atunci și curiozitatea asta omului, vă dați seama, înțelegeți ce înseamnă? Că ani de zile tu să nu ai acces nici. Și atunci deja pentru, și pentru un bătrân de la, da, se părea o minune, ia uite ce s-a întâmplat, ia uite ce spune, uite bă, e adevărat. Acum deja îți dă seama lumea, că deja mingi ăștia disparg avioanele. Mă scuzați, dacă chiar te zi rândul presei, vreau nu, să mă scuzați, dar asta e adevărul, eu îmi place să spun lucrurile. Așa e, sunt de acord cu dumneavoastră. Dar atunci era credulă lumea, credulă. Credulă și punea temei și bază pe tot ce s-ar spune. Și, mă rog, toate chestiile astea, una peste alta, adunat, oricum, cine le făcea, le făcea, avea gândire, bun, bine. Deci hai să stăm așa, că eu ăla știa să ne cheme exact cum îmi cheme oile sau cum sunt eu pe video să bagi în grade așa vreau ăștia cu noi. Să vin serios. Vă mai amintiți cum ați aflat de plecarea de la București? Sigur că da, sigur că da. Păi când eram imediat la sala de apel, la mine, imediat, bă, fraților, gata, trebuie să plecăm la București, că e aia, că e aia la altă, că e aia nu știu ce, gata. Deja aflai spontan, deci nu venea cineva neapărat, cum ați venit astăzi la mine, să spună, bă, vezi că eu îți trimit. Nu, era o, așa, o informație spontană, s-a aflat pur și simplu. Bă, gata, noi intrăm în mine, că să trebuie să mergem la București, că așa și așa, că dincolo și paru. Dumneavoastră v-ați dus acolo pentru că lucrați, nu? Urma să intrați în mină, sau? Da, da. Lucram, sigur că da, lucram, eram angajat la partidele întreprindere atunci și normal că, deci, noi numai, deci, stați să nu mă înțelegeți greșit, deci nu la schimburile când ar fi intrat în, erau chemate. S-a aflat din colegi, nu aveam telefoane nici, nici fixe de pe mobile atunci, dar s-a aflat din colegi și automat, cum v-am zis, era spontan, era, cuprindea informa, imediat prindea orașul ăsta mic. Păi noi eram un cartier acolo de cu piatră, nu mi-a ajut, ceva de aia dintre noi, bă, să nu răge sară, că vale, gata, e plecat la București, nu, mă rog, era și pe televizor, că... Gata, că se rupurile de mineri și așa, și așa cum era. Dar credeți că inițiativa, ideea inițială de a pleca a aparținut cuiva în mod special, a aparținut minerilor, nu știu... A, nu, nici într-un caz minerilor. Hai să fim serios. Nici într-un caz minerilor. Deci v-am mai spus cum strig eu pe oi, alea pleacă de capul lor altuneva, dar nici când ești e clar, domne. E foarte, de ce dracu ne mai învârtim în jurul cozii astea? E foarte clar că asta a fost bine pusă la punct, bine întocmită, să știa cum să lucrezi cu omul, mai ales cu masele de muncitori, cu chestiile astea, cum era mentalitatea gândită a omului să asculte.
Doamne, mie dacă spune secretarul Parian, spune șeful executor, eu aia fac, că dacă spune să sar în cap, trebuie să sar în cap, că dacă nu, nu-mi dă butelie, nu-mi dă... Aia și aia la altă. Dar la nivel local, cine a organizat plecarea? Asta îmi pare foarte rău. Vă dați seama că n-am de unde să știu să vă spun lucrul ăsta. Deci eu nu pot să vă spun cu ce tip, da... cu tare și cu tare. Dar să fie foarte clar, a fost direcționată din la conducerea. Bănuiesc că sindicatele astea, probabil că au fost un cerc al lor de organizare. Ce știam noi? Noi ce știam de sindicat? Noi știam că avem pe Nea Ilie la sindicat și noi trebuie să plătim acolo, că dracu plăteam la sindicat și noapte straiță. Noi nu știam prea mult de sindicat nimic, că a venit, a citit, nu știu ce, că va face sindicatul. Pe urmă ce pot să facă sindicatul? Mișcările astea pe care noi habar nu aveam. Noi, da. Cum v-a zis, venea omul la șut, nici nu știu pe ce schimb sau pe oricum, să punea organizarea, n-am fost niciodată în pragul pornirii organizării, să zic acolo, eu am fost primul om sau al doilea sau al zecele om, bă, s-a vorbit, gata, mobilizăm, tot timpul am fost, cum s-a spune, prins de val. V-ați înțeles? Da. Vă mai amintiți dacă cineva a condus spre tren sau cineva a însoțit pe tren, în afară de colegii mineri, au fost, nu știu, liderii de sindicat, șefii dumneavoastră de la mine? Au fost, sigur că da. Civili? Civilii, nu știu despre civilii, ca să vă zic, că ce pot să vă zic despre civilii, asta la venire înapoi, pot să vă spun, deci când am plecat spre mineriada cu golanii, cum s-a spus, atunci deja a fost larmă. Și s-a creat așa o isterie, fiecare românaș minerache credea că el, atunci el pune... Hai de capul meu, să credeai tot omul erou atunci, că uite ăștia vreau să facă, să desfacă, să distrugă, să... Bandiți, hoți, teroriști, acum scoti nasul, așa era, vă rog să mă credeți, că Rațiu și că Câmpeanu, că virgulă Câmpeanu, erau ei, acum își adună trupele și vreau să izgonească tot ceea ce e român și să acapareze țara și să facă și să... Mă rog, acum dreptică, acum vorbind de diferența asta de gândire a noastră de aici și a celor tineri, studenți, care, mă rog, la viața lor și în asta lor știau și altfel de lume și altfel de... aveau alte viziuni, cum să vă zic eu asta, că nu știu, că nu, vă rog să mă înțelegeți că nu sunt prea... Vă înțeleg foarte bine. Să vă pot exprima chiar... E foarte bine. Dar... Ea vedea o altfel de lume. Noi ce vedeam? Noi vedeam, domnule, nouă să ne meargă, să ne dea salarii, să ne dea mâncare. Noi nu ne interesa pe noi ce știu eu, ce altceva de progres al civilizației sau, mă rog, ce știu eu, nu pot să vă spun, că nu pot să... Deci, hai să sar peste chestia asta, că nu pot să intru la mănânt, el spune niște prostii. Nu, înțeleg foarte bine ce vreți să spun. Aveți pur și simplu alte preocupări și aveați, asta era preocuparea principală. Exact, vă rog să mă mai ajutați. Hrana, și, înțeleg, am înțeles foarte bine ce ați vrut să spuneți. Da. Dar pe tren, de cine ați fost însoțiți în afară de colegii mineri? Au fost, nu știu, liderii de sindicat, șefii de la mine? Au fost și liderii de sindicat, au fost... Acolo au fost și șefii de sectoare, și directorii de mine au fost. Pentru că când s-a terminat toată această... Am fost conduși din piața universității la polivalentă, au fost cazați acolo. Vă mai amintiți cine v-a condus? Cum
acum, știți cum e, aș răspunde printr-o întrebare, ce zici dumneata în luna 15.000 sau nu știu că dracu, pe nu știu și eu pe unde fi fost, eu nu știam cine e primul sau cine conduce, credeți-mă. Dar erau, deci tot timpul, cum v-am zis, mergea vorba asta, trebuie să mergem acolo. Vom fi la noapte cu portavoce, Cosma, alții, Drelea, care mai erau ei atunci, că nici nu n-ai mai știe, Loici, care mai erau ei. Portavoce, sau grupau, gata, mergem, gata, mergem, vom fi la noapte. Ce vreau, adică ce vreau și aș vrea și aș insista să vorbesc. Deci eu ca om. În prima zi, când m-am dus acolo, mi-am dat seama că e vorba de o tâmpenie. Când am ajuns în piața universității, erau bătuți deja o serie de tineri, de oameni acolo cu rângi. Am încercat o serie, cum v-am spus, care aveam suflet și ne-i părea rău, nu te poți uita la un om, crede-mă, Domnul meu, te poți uita la un om, nici la un câine, să rupe sufletul, să vezi că te cu ranga în el sau că lovește. Eu v-am zis, sunt trăit și călit de toate în viața asta, și, dar deja mi se rupe sufletul. Când vedeam oameni fără apărare, cum era bătut, și să mai găsa cap și mie, și încercam să intervenim, mă foloviți, de proprii noștri colegi, așa zis. Încercam, prin anumite vorbe, să, doamne, nu trebuie să o omorâm, nu trebuie să... Mă rog, deja știți cum ar fi, când un om n-ai de-a face, nu ești un profesionist în domeniul ăsta, să vezi cadavre, să vezi... Nu, eu am făcut, eram salvator minier, eram obișnuit cu o situație de asta mai deosebită, mai dificilă, mai eram instruit să lucrez cu cadavre sau cu oameni care își pierd viața sau... La noi acolo era chiar ceva foarte... Dar era foarte dureros să vezi un om când dă în el așa și... Săracul nu putea să aibă nici o apărare, nici femei sau, mă rog, da, erau situații. Era foarte greu ca să te opui. Totuși, să mai găsa grupul și dintre noi care mă ajutam, deja a început să vă spun, stimați mei, să vă zic că treceam pe anumite străzi, pe anumite alei și deja a început să ne folosească ca să-și rezolve problemele lor de vecini. Uite, striga, uite ăla de acolo, zice, cu rațul, cu așa, și-o facu, și-o trece, nu știu ce, sărea nebunii, peste el în curte, știți? Manipulări de ăștia, prostești, așa, știți? Deja am început să treacă în alte extreme. No, mă rog, situații, nu pot să vă zic eu chiar, dar vă pot spune ceea ce am văzut. Foarte bine, apoi așa, așa. Deci așa am trecut, nu, deci despre ce am auzit nu vă spun, că de cât am auzit, cred că mi-ar mai trebui o două zile. Dar ce am văzut. Când ați ajuns în gară, în Petroșani, ce s-a întâmplat? La întoarcere? Nu, când ați plecat, când ați plecat? Când am plecat, ce să se întâmple? Multă îngrămădeală, trenurile așteptau. Că de asta mi-am pus întrebarea, acum cât am dreacu, să orice, eu circul foarte mult, am niște trebuie pe la Târgu Mureș și merg frecvent lună de lună. Și o întârziere, nu, domnule, erau toate, deci hai să fim serioși. Eu ne dreacu, au apărut și trenurile alea, erau aranjate, erau direcționate, acum știți cum e, că liniile astea se circulă pe un program în... Erau aranjate, direcționate, tot, absolut tot. Și atunci mai încape vorba că n-a fost totul pus la punct de cineva. Cui putem să spunem lucrul ăsta? Vă mai amintiți cam pe la ce ori ați plecat din Petroșani și la ce ori ați ajuns la București? Aproximativ, așa. Cred că seara am plecat. Seara, dacă nu mă rog, bine aminte, atunci când cu piața universității, și am ajuns dimineața foarte devreme, că știu că eram organizați din gară de anumiți domni care aveau o banderolă albă pe braț și ne spunea că să ascultăm numai de aceea ce au un semnul respectiv pe braț. Eram
duși direcționați exact către piața universității. Și vă mai, știți, avea, dumneavoastră aveți vreo idee atunci cine sunt acei oameni cu banderola albă? Nu. Nu vi s-a spus. Clar, gândeam că din conducerea țării, să vă spun așa în termeni bătrânești, când din moment ce apelul a făcut de, a fost făcut de domnul Iliescu, foarte clar, să fie lucrul ăsta. Deci, da, mai există și înregistrări. Apelul a fost făcut, televizie dânsul a fost făcut. Și gândeam că, da, noi așa gândeam, că dumnealor sunt oamenii de bine și ăștia sunt niște indivizi care... Vă mai amintiți care era atmosfera pe tren, în drum, Petroșan, Petroșan spre București? Cum a fost drumul pe tren? Dar ce e greu în asta de mijloră? Păi atmosfera, vă spun eu care era. Era una explozivă. Ajungem noi acolo, le dăm noi lor, lasă că o să vadă ei, fiecare, unul cu furtunul, altul cu băta. Ah, că nu mai ajungem odată, ceva de genul, ce credeți că recitau poezie, gândesc, Dar vă mai amintiți dacă trenul a oprit pe drum, a oprit pe drum, nu știu... Nu, acolo n-a oprit deloc. Și atunci n-a oprit deloc. A oprit ultima dată când a fost pentru răsturnarea guvernului, atunci a oprit undeva prin zona Doljului, dar nu mai știu exact unde e. Atunci s-au făcut anumite presiuni, așa, atunci a fost tot o fel de vrăjală. Și ce s-a întâmplat când ați ajuns în București în gară? Că a fost imediat, cum v-am zis, de călăuzele ăștia cu eșarve, cu banderole albe, gata, imediat duș, gata, încercuiți băieții ăia și tocană. Vă mai amintiți exact unde, unde ați fost primul loc în care ați ajuns? Primul loc! Primul loc, că du-te-mă... Petre, și spune la nenea-ți meu cu o cană de apă. Te rog, te duci? Du-te cu o tată și spune la nenea-ți meu cu o cană de apă. Vă spun așa, mi se... Da. Primul loc, când am ajuns, a fost o intrare, dar nu o să vă zic de pe ce stradă, cum era fântâna aia arteziană acolo, în piața universității, cred că nu greșesc. Nu, acolo e, da. Era... Deci din gara ați mers direct în piață. Da, dar cum am fost grupul în care mă aflam eu, cum am fost introdus, parcă undeva dinspre răsărit, așa am fi fost introduș în piață. Că v-am spus, a fost luată, cred eu, prin, din toate părțile, cred că am fost, așa bănuiesc. Nu puteam să văd eu știu că de, a venit și deja acolo se bătea la greu. V-am zis că erau oameni căzuți, târă, ca pe cum aș lua eu plapuma asta din pat și încărca în ce știu eu ce mașini și ducea și zicea că, mă rog, aveau cuvinte grele, urite de spus despre care, de fapt îmi dau seama acum că aia de fapt exact cum eram noi mulțumiți că ne căpătăm pita și mâncarea, aia eram mulțumiți că își căpătaseră libertatea, nu mai avea alt mod de a gândi și de a-și exprima lucrurile astea, nu eram mulțumit numai cu mâncarea aia și cu care eram noi și cu locul de muncă. Și... Da. Dar au trecut ani de zile ca să pot să-mi dau și eu seama și poate chiar mult sau v-am zis, noi dacă așa am fost, nu știu dacă mă înțelegeți dumneavoastră pe mine și sigur mă înțelegeți, că n-aveți cum să nu mă înțelegeți, dacă așa crești și așa educi, indiferent ce ar fi el, animal, om, chiar și un pom, dacă îl pui și îl, așa s-a pleacă, așa, și, așa eram noi. Noi nu ne gândeam la chestii de astea la care alții, noi nici nu visam la lucruri la care alții putea să gândească. Și ce ați văzut? Noi, deci diferența asta de gândire, eu zic, aici s-a petrecut toată problema. Și noi de asta am fost foarte ușor de manipulat. Aici, eu nu vreau să arunc cu pietre nimeni.
Da. Cea mai joasă clasă de oameni ca cultură și ca asta așa. Valea asta a fost și va fi până în lumea și pământul să fie Vatican, nu știu, greu să ieșim din ghiveciul ăsta. Vă mai amintiți ce se întâmpla în piața universității? Cunilu Nela. Mă scuzați un pic. Stați liniștit. Că e bună sa la poartă. Soacră mea, să-i spune dacă vrea să vină să stea în casă, că acum s-a ocupat o jumătate de oră, dacă nu s-a ocupat acasă. Să vorbim o dată. Vreau să vă întreb, vă mai amintiți în piața universității atunci? L-ați văzut pe Maria Munteanu, de exemplu? Da, sau... da, l-am văzut, cu ochii mei l-am văzut, lovit, l-am văzut când era dus, târât, sigur că da, pentru că... Așa cum să... Cum să vă zic eu dumneavoastră? Așa cum... Deci, Maria Munteanu în momentul ăla, acel lider al tineretului, al ce era el atunci, era pus în afișat, descris, prelucrat așa în ochii noștri, cel mai al dracului, om care el atrebă, mă mir că nu l-a omorât. Vă zic. Aveți descrierea lui? La numai Dumnezeu i-a dat viață, să știți, de la mine. Eu vă spun și aș fi... Eu am văzut când a fost lovit cu rangă, cu burghiu de la în cap. Eu nu mi-am putut imagina vreodată că un om poate să scape dintr-o lovitură de aia. Eu am fost convins că ăla e mort. Clar. Ați primiserăți dinainte o descriere a lui Maria Munteanu? Știați cum arată? Vi s-a des... Nu, probabil. Eu nu. Deci îl văzusem la televizor, știam exact cum vă vede dumneavoastră. Ea o persoană, așa, pur și simplu. Nu se duce foarte bine cu el, numai nu e la fel de înaltă. Da. Și, da, vă mai amintiți împotriva cui veni să răți, de fapt, la București? Adică cine e? Acoladilor care destabilizează ordinea și siguranța statului. Și știați cum arată acești golani? Vi s-au descris sau... Nu. Puteți să-mi spuneți cum arătau oamenii care au fost bătuți? Sau ce fel de oameni au fost bătuți? De toate felurile, nu știu... Deci, de exemplu, prima fază, când am văzut-o acolo, când am ajuns la fântâna asta, unii erau aruncați, 5-6 trupuri, erau pus acolo în fântâna arteziană, printre care aș Maria Munteanu. Mi se pare că și eu... Poate sau două, nu mai reține exact, știu că erau acolo, am rămas, v-am zis, deja am rămas, eu v-am zis în mintea mea și în ideea mea, căutam cu totul altceva, nu, gândeam altceva, nu, mă rog, nu știu ce gândeam eu. După aia, automat, s-a făcut o organizare acolo, gata, imediat, corturi, praf, toți, s-au făcut curățenie acolo, că acolo de fapt erau tineri care stăteau cu corturi, care manifesta în ideea lor, în mintea lor, ce-au fi crezut și săraci că rezolvă atunci, sau ce au încercat să spună și să treaba lor, nu știu. Și automat eu am fost să zic așa, organizați într-un anume fel anumite echipe care au fost duse la Ministerul de Interne, unde de fapt Ministerul de Interne s-a devalizat, vandalizat, sau de, folosesc și cuvinte care poate mă încurc în ele, s-a dat dusă foc, acolo mi s-a părut, vă spun foarte clar, iar mi s-a părut o amăgire. În ce sens? În sensul că eu nu cred că intra cineva în ministerul ăla de interne din afară să facă chestiile care era făcute, că unele lucrurile pe aici pe acolo, știi cum aș vrea eu să dau foc în hol, dar aici nu dau, că să nu-mi stric mobila.
Adică... pe aici, pe acolo, deci nu știu dacă mă înțelege ce vreau să spun. Eu cred că a fost tot o organizare a lor, multe, chestii de astea multe, să fie foarte clar, au fost organizări ale lor, ca să scape de anumite treburi, să arunce praf în ochii proștilor, cum s-ar spune, punem oamenii tâmpiți, își dau unii în cap la alții și noi ne facem treburile. Minerii au arestat oameni, vă amintiți? Nu au arestat oameni, stimatul Dumnezeu. Am fost acolo automat, deci au constituit așa niște echipe de 6-7 inși, cum să le zic eu acum, să, niște, așa zise, comandouri, așa, să intrăm, să căutăm, că sunt teroriști, că sunt jmecheri care organizează, care pun anumite mâna pe diferite secrete, de asta, chestii de așa, de... injectau tot felul de tâmpenii de ăștia. Păi, intram ca proștii acolo, ne-am dus, cum v-am zis, chestii de ăștia. Acum... Ați găsit ceva compromițător? Absolut nimic. Compromițător am găsit un individ care pretindea că e colonel de securitate. Ăla săracul, cred că a luat preme serioasă, bani buni. Să făcea că e drogat, că se băga treaba asta cu drogurile, că-s drogați, că-s aia, că-s aia la altă, că tâmpenii, cred că noi nu știam, n-aveam noi, eram, l-auzeai că e drogat, ăla trebuie omorât, da de vorbă cu el. Zicea că el e colonel, săriseră cu 5-6 indivizi pe el acolo să-l bată, l-au mai și bătut, l-am luat eu cu un anumit grup care eram. S-a prezentat pe un mic colonel, ce știu eu, ce-o zis el acolo, l-am dus jos, unde era liderii ăsta, l-am predat, am intrat din nou la liderii noștri, care erau la rândul lor asistați de anumite, nu știu, emisiuni de interne. De unde știți, de unde știți că erau persoane? Păi, dar sunt convins, păi, dar noi, pe noi, când ne-au dus de acolo, au venit și ne-au, așa, ne-au dat și ne-au dus cu mașinile. Ne-au evacuat din București cu mașini particulare, brecuri, treburi, care ce avea, colonei, maiori, aia, mei. Spunea, chiar am întrebat, zic, mai am o întrebare legată de piața. Bun, asta a fost cu eu când ne-au dus ultima dată, când am fost cu bătălia de la Cotroceni. Uh-huh. Aici când ne-au dus, deci când ne-am dus, ca să nu sărim din la, că v-am spus că s-ar putea întâmpla să stai și de la una la alta. Nu-i nimic. Și sunt convins, deci, din momentul când erau grupați acolo, erau anumite grupe în fața Ministerului Interne, că nu erau toți minerii acolo. V-am spus, formaseră anumite grupe, șefi de sectoare, prin director, prin aia care ne știa, băieți așa mai activi, cum v-am zis că eu eram salvator, de ăștia mai, cum s-ar spune, mai cu inițiativă, mai cu... sânge în inimă, e cu fără frică, așa, da, mă rog. Una e să stai manipulant acolo, dai la butoane și una e să muncești în mină, la foc, la... Știți, catalogați oameni mai, un pic mai cu curaj, cum s-ar spune. Și, na, ne știau șefii de sectoare, prin maestri, ne cunoșteau și ne grupau. Deci ei ne spunea, băi, tu dacă vrei, ăla, uite aici, uite, așa. Și, practic, dintre minerii veniți cu același tren, ați fost împărțiți în grupuri și ați mers care cum? Sau ați mers toți împreună pe același traseu? De-aia grămăditele. Numai cum ne mai țineam noi câte un grup, cum plecasem noi, care ne mai știam colegi, prieteni, fiind, și bă, noi trei nu ne lăsăm, sau noi patru sau cinci nu ne lăsăm unul de altul, sau ne pierdem, în rest. Nu, n-a fost nicio regulă că intră mina cu tare colo sau cu tare colo de unde. Dar v-ați deplasat toți, tot trenul ăla de mineri s-a deplasat împreună pe același traseu? Am înțeles că trei garnituri au fost atunci. Eu așa mi-aduc aminte. Se aproximează numărul la vreo 10.000. Nu, dar mă rog, au mai venit și din zona Baia Borșa, zona Maramureșului, zona... Da, au venit din mai multe zone. Neferoasă. Undeva când am fost la, din a adus domnul Iliescu, mulțumiri la, Romexpo, cum se numește, la actualul... Romexpo, da. Mm. La, a fost undeva în jur de 15.000, am înțeles că s-au făcut niște... Mm-hmm.
Da. Și mai am o întrebare legată de piața universității. Vă amintiți cât ați fost în piață în momentele alea în care spuneați că zăceau oia prin fântână? Au fost și studenți scoși din facultăți, nu știu, de la universitate, de la arhitectură? Da, s-au făcut atacuri asupra unor facultăți, că zicea că sunt baricadați, că sunt... mă rog, acolo și că lucrează cu serviciile străine de informații și tot felul. Deci stimate domnișoare. Dumneavoastră ați intrat în... Toată chestia asta a fost pusă așa ca o idee. Bă, ăștia sunt niște dușmani ai țării. Voi trebuie să-i tocați. Înțelegeți? De asta v-am zis eu diferența. Ei, acei indivizi care au vrut să tragă foloasă sau care chiar poate și-au tras, au beneficiat de prostia omului, domnule, că totdeauna de prostia omului, dacă eu știi și știi cum să le beneficiezi foarte ușor. Asta s-a întâmplat. Ați intrat în nu știu, în nu, Universitatea sau în Arhitectură? În singura instituție în care am fost, v-am spus, am fost în Ministerul de Interne. Acolo, cum v-am zis și am văzut, am găsit o armă de foc pe care am predat-o. Băieți, colegi de mei mai lăsăseră casetofoane, chestii și-o băgat pe suhaine. Pur și simplu i-am obligat să le... Am fost ca un fel de lider, de șef al grupului respectiv, i-am obligat să le predea la ieșire și acum mă înjură eu țigan de prin aeroport, mi-i zic așa, mă ajută de Dumnezeu, am dat eu casetofonul ăla, pentru tine mă mor la el. Nu, deci am gândit, așa am gândit eu. Nu, deci nu m-am dus acolo, n-am venit nici cu absolut cu nimic, nici... Am dezaprobat. Deci cum să vă zic, când am venit înapoi, atunci toamna, când am venit în septembrie, înapoi au oprit trenurile, luau pepe, dacă aș fi putut, dacă aș fi avut o putere, i-aș fi pedepsit pe toți indivizii ăia care ieșeau, se duceau pistruguri, prin piată de femeie, pune mâinile în cap, intrasele nebune acolo. Nu, deci nu am cum să... Nu. Și studenții care au fost scoși de la universitate sau de la arhitectură? Au sau fost de la... scoși din diferite, am auzit că au fost scoși din diferite. Dar nu i-ați văzut fost... atunci. Nu. Atât victime, v-am zis, la intrare deja erau deja victimizați, bătuți, încă mai bătea la ei, erau 6 sau 7, nu știu cât era, care... E asta până când au venit o mașină de o luat acolo la fântâna aia de Zian, era domnul Maria Munteanu cu persoane din grup, apropiate lui, bănuiesc, care n-au plecat, nu s-au înspăimântat, chiar au așteptat și venirea minerilor. Eu cred că au fost sesizați, că fugiți, că vin minerii sau chestii. Sunt aproape convins de lucrul ăsta. Mm-hmm. Da. Și cine i-a luat? Vă amintiți? Cine i-a luat în mașini atunci? Cine i-a ridicat? Nu. Salvări, cred. Nu mi-am amintesc. Și în piața universității, cât ați fost dumneavoastră acolo, din ce ați văzut? S-au descoperit arme pe undeva? Există așa ceva? Arme sau droguri ați văzut dumneavoastră? Nu, sub nicio formă. Armă, v-am zis, am găsit un pistol mic, nici nu mă pricep eu la arme, că n-am făcut armată. Eu l-am găsit în biroul, ziceau ei că lui Dăscălescu, că ar fi fost, acolo era... La Ministerul de Interne. Ministerul de Interne. O armă mică, am predat-o, n-avem muniție, n-avem nimica. Zicea domnul la care am predat-o, că fii atent, zice că asta e armă, zice, de proveniență italiană, noi n-avem în dotare arme de-astea. Asta tot ca să mai, știți, ca să mai stropească cu prostioțele, să mai facă un pic de... Și Miron Cosma a venit cu dumneavoastră pe tren? Sau când l-ați văzut pe Miron Cosma de-a lungul acestei deplasări? Miron Cosma s-a adresat în grămadă organizată, cum să spune, aici și acolo, bineînțeles că s-a mai adresat.
în diferite ocazii și când se mai ăsta și mai dădea anumite explicații, că fiți atenți că să nu beți de la nivel, puteți fi otrăviți, fiți atenți că să, ca tot ca să semene dezordine și ce, nu era domnule, nu era deloc așa. Și pe Iliescu când l-ați văzut? L-ați văzut la Romexpo, a zis, când v-a mulțumit, da. Dar înainte de asta l-ați mai văzut vreodată cât ați fost în București? Nu. Nu. În perioada încă erorilor, nu. Nu v-ați dus la guvern sau... Păi când eu am dus la guvern, atunci a fost altă bătălie. Altă, da. Deci v-ați dus când cu Petre Roman, da. În 91. Da. Am înțeles, am înțeles. Și când ați plecat din București? Și de ce? Ei, aici există un, cum să vă zic, dar chiar nu-mi pasă absolut deloc. Au plecat, deci după ce am fost la Romexpo, l-a mulțumit domnul Iliescu la tot poporul miner și... S-au pus la dispoziție mașini ale armate, autobuze, care au fost oamenii îmbarcați și duși la gară și pus la tren. Ei, aici s-a întâmplat o chestie. Domnul Iliescu, ca să-și ia măsuri de precauție, ce a zis? Să mai rămână vreo câțiva mineri aici, așa că dacă mai scot ăștia cornițele, să am pe cine să mă bazez, nu știu, știți sau nu știți? Ba sau... da, am mai auzit această informație și da, știam. Ei, ori eu am fost unul din acel grup. Au venit directorii, șefii de sectoare, deja cum v-am mai spus, ne-au recrutat. Băieți mai harnici, mai tineri, mai înfigătoare, așa... 15-20, nu mai știu exact, din fiecare întreprindere. Ne-au urcat în autobuz, am făcut o trecere prin piața universității și ne-au dus undeva într-o unitate militară pe Ghengea. Unitate de artilerie, mi se pare mie că era, dar nu știu ce era, că era foarte puțin soldați. Ne-au cazat acolo, am stat vreo 5 zile, ne-au schimbat hainele, ne-au dat uniforme, ieși din stradă, n-am mai avut. Ce uniformă? Salopete, salopete nu, deci nu știu cum să vă spun eu dumneavoastră, era un fel de, nu uniformă de soldat, un fel de salopetă militară, verde, așa, bască, un fel de salopetă și atât. Bocanci, am stat vreo 5-6 zile acolo și pe urmă, dacă s-au liniștit treburile, am plecat în Petroșani. Cam câte persoane au rămas cu totul, din ce ați văzut dumneavoastră? Undeva la 200-300 persoane. Și ce vi s-a spus când ați fost rugați să rămâneți? Să nu ieșim la geamul, să nu luăm contact cu nimeni, că în cazul de posibile mișcări vom fi nevoiți să intervenim. Aveați arme? Nu. Mm. Arme nu, arme de foc nu, nicio... Și informația asta va veni? La noi, la noi, furtunele clasice, și ce... noi să le mânuim. Și cine v-a informat pe dumneavoastră? Ziceți șefii de sectoare? Da, că ne-au strâns, ne-au spus automat, mina cu tare să se strângă pe linia așa, așa la dreaptă, mina cu tare să se strângă, mă rog, sau prin portavoce, s-au făcut un fel de ordine, cum s-ar zice, și s-au grupat oamenii pe întreprinderi miniere. Și a fost foarte ușor, șefii de sectoare, când ne cunoscând, unii pe acolo, uite pe cutare, uite pe ăștia băieți buni, ăla e la salvare, ăla e la aia, ăla e la aia, băieți harnici, băieți așa ca lumea, băieți buni, capabili, tineri, că noi aveam 20 și... Cât Dumnezeu avem atunci? 24-5 de ani, 90 și cât s-a 90, 90. 90, 25 de ani.
Și ați rămas voluntar? Ați rămas de bună voie? Da, de bună voie, da. Și toți oamenii care au fost selecționați au rămas de bună voie? Da. Și n-a fost nimeni să zică nu? Nu. Deci dacă șeful de scriptură a zis, bă, uite, voi, a rămas și nine, pardon, dintre maestrii, la noi a fost un maestru energetic care avea pregătire militară, și-a zis maestru militar în India și ulterior era maestru energetic la noi și el a fost, cum să vă zic, conducătorul nostru. Sub asta lui am rămas, cu el am rămas, el e organizat acolo. Zilele astea cât ați fost în București, inclusiv asta pe care le-ați rămas peste, după plecarea majorității minerilor, au fost pontate? Da. Da, deci nici o zi nu s-a pierdut. Am lucrat ulterior, peste program, dar nu a fost nimeni absent nemotivat. Băiat ca lumea. Și ulterior, când v-ați întors din București, ce vi s-a spus? S-au terminat evenimentele și plecați acasă sau cum? Da, s-a venit la unitate, nu știu cine a venit, sub ce formă a făcut anunțul, gata, băieți, plecăm acasă. N-ați văzut? Au fost puși dimineața de noapte, într-o oră foarte matinală, în autobuze, duși la trenci. Dumneavoastră personal n-ați văzut cine v-a anunțat? Nu. Și salopetele cu pricina l-ați... Am venit cu ele acasă. Multă vreme le-am avut. 5-6 ani. Amintire. Da. Și cum a fost când v-ați întors acasă? Care era atmosfera în Petroșani? În vale, de fapt. Atmosfera. Ce să vă zic? Oamenii ce ziceau? Curioși. Mulți curioși, mulți, bă, bine ați făcut, alții... Am zis, rar poate ar fi existat mintea vomea. Bine, eu am mai avut între noi, mai ales între noi, între localnici. Aici, cum să vă zic eu, dumneavoastră, nu vreau să fac abstracție din niciun fel de ăsta, dar... Și mai mult dintre localnici, mai eu am fost dintre localnici, ca să dintre noi, dintre mămârlani, eu am fost singurul care lucram mai amplu în mină și stăteam și la bloc atunci și restul, nu, eram mai așa și nu a prea fost nimeni implicat. sigur că da, mulți nu erau de acord cu ce se întâmplă, dreptul. Oricum, prin oraș, prin cartierele astea, mai ales pe de margine, aveai ce căsca gura să spui că riscai să... riscai rău să spui că nu-i bine. Era mentalitățile astea tribale, așa, să mă exprim cumva, nu știu cum să... Nu, mă rog, nu vreau să dau cu vorba nimeni, dar așa era. Cine credeți că este vinovat pentru violențele petrecute? Pentru oamenii abătuți? Conducerea. Absolut conducerea. Să fie foarte clar. Deci nu cape îndoială, stimate domnișoare. Nu cape îndoială, nu se duce nimeni așa din ei. Atâta, cum v-am zis, și cu mijloace de transport, și chestiile astea. Deci nu cape nici cea mai mică îndoială. Absolut, oamenii de ei erau la conducere atunci, ei știu ce politică învârteau. Implicit domnul Iliescu cu Cosma, ce au făcut ei, ce au învârtit, ce probleme, hai să fim serioși, cu Cosma mă mai lăsați în pace și cu Cosma asta, că v-am spus că eram pantof și era un anapoda era atunci și pe urmă ajunsă Cosma, un ce știu eu cine, pe spatele nu știu câtă lume proastă și așa mai departe. Păi, nu, mai făcut eu și închisoarea ce mai făcut, dar tot e bine mereu, e mult mai bine decât mine și decât alții. Care credeți că e cel mai mare rău pe care l-au provocat aceste evenimente? Acum, știți cum e? Eu nu vreau să fac nici pe deșteptul, nici pe prostul. Dar imaginea noastră de
de oameni, așa, de civilizație. Nu? Trebuie să așa. Este al dracului de urât, ca un trip de pe nu știu unde. Numai nu ne-am mâncat unii dragi, numai n-am tăiat câte o bucată din drumul să o mâncăm acolo, o frigă să mâncăm. Rău. Foarte rău. Și asta ne mai dă ceva de gândit când omul nu-i condus așa și când condus rău, de ce e în stare omul. Și asta e foarte lucru mare, m-am gândit, bă, când omul e scăpat de sub control, omul e mereu ca vita, e mereu ca animal, mereu ca lup. Lupii nu se mâncă între ei. Deci aici e un semn al întrebării mare. Cum credeți că... Era suficient să spună, iute ăla! Pac, o ceată de nebuni, zărea pe el și-l mazinea imediat, l-o termina de bietul ăla. Păi zăracu n-a venit nicio vină, zăracu, era un bet de om care zăracu ce știe ce probleme, ce suferință, ce greutăți avea în familia lui. A spus că s-a transformat și în, pur și simplu, regla conturile între vecini, cum să zice, minerii pe acolo, chestiile astea. Credeți că aceste evenimente au avut vreo influență asupra evoluției ulterioare a minelor din Valea Jiului? Îmi puneți o întrebare. Ce să vă zic eu, domnișoare? Eu v-am zis, eu... Vedeți dumneavoastră, chestiile așa sunt de cu totul altceva. E politica asta economică, din câte văd eu și mai citesc eu și mă văd la statul de acum, țăria, mama dracu să ia, clar, clar să fie foarte clar că toate chestiile astea nu ne-au adus numai rău. Mineriadele, Caritasul, să ne aducem bine aminte de anii aia. Ne aducem foarte bine aminte. Am fost duși de nas, rău de tot. Rău de tot. Eu de asta nu fac politică, în viața vieții mele nu o să mă suport PSD-ul ăsta ca partid. Ne-au prostit și ne-au mințit în anii ăia și ca pe niște... Ne-am pus încredere în ei, tot poporul și-a pus încredere în ei. Că rezolvă ceva, că ne va ajuta. Ne-au dus de nas, ne-au mințit, ne-au distrus. Ca țară, ca oameni, ca absolut ca orice. Și puținii bani care am avut pe lângă noi ne-au luat cu Caritasul ăla. Clar să fie. Acum v-ați mai duce la București? Dacă ar fi? În vizită, dacă... Bănuiesc. Bănuiesc. Nu o să mai ia nimeni la ajutor și dacă mai iau, mai iau. Ați fost la mai multe mineriade, nu? Perioada aia... Pe zedistă, da. Și cum credeți că au influențat aceste evenimente mentalul colectiv? Care a fost influența asupra poporului în general? Iarăși revin la chestia asta de gândirea omului. Bine, o perioadă atunci chiar și eu și chiar și toți am fost mândri de ceea ce am făcut. V-am spus, eu nu sunt ăla ca să zic că din toți iară eu am fost cel mai bun. Dar eu am încercat, deci nu m-am, am încercat să nu mă educ la acte, am încercat să împiedic pe cât posibil acte huliganice din partea diverșilor colegi care poate nici nu-i cunoșteam pe mulți, nici nu-i vedeam că au caschetă și că pur și simplu sunt și ei ortaci, cum s-ar spune. Dar bine, după aia ne consolam, lasă că uite că a fost bine și aia a fost bine, dar nu, că a fost rău și aia, că a fost și aia, mă rog, tot timpul, dar v-am zis,
A trebuit să dureze mult timp ca oamenii să-și dea seama că au greșit imens. Am fost dușienos. Eu vă spun și nu mă poate contrazice nimeni. Sunt în stare să mă contrazic cu orice. Toți, majoritatea care cât de cât au capul pe umeri și au avut, au fost și destule lepădături. Nu mă feresc să o spun. Au regretat lucrul ăsta pe urmă. Sunt convins că au regretat. De ce credeți totuși că au fost aleși tocmai minerii dintre... Păi e ușor de răspuns, domnișoare. Eu spun în dumneata mie unde exista o masă mai mare, mai... Și spiritul ăsta care unește pe mineri între ei, care nu, unii, nu, vedeți asta, într-o industrie, unul la cătuș, altul aia, tot ce zicem la asta de construcția mașinii, sau la... Sunt mai despinați secții, chestii, aici minerii, toți una și unul, cum s-ar spune. Plus că îi cataloga și erau de fapt ca o armată, erau și uniforma, erau îmbrăcați, echipați, ăla inhalat, altul, nu pot să te zic contra într-o altă, zicât ca la mine. Și, nu, aș vrea să nu fac, deci asta ar fi cea mai, cum să zic, cea mai înțepătoare problemă, am fost și mai proști. Să spun lucrurilor pe nume. Nu? Asta e cel mai dureros. Și unii e prostie, pe ei duci mai ușor. Să fie foarte... Nu vreau să jighez și un miner și de mor auzi... Dar asta e! Asta e crudul, adevăr. Mulți oameni fără școală, fără educație, fără... Cum v-am zis, ce să spune, aia faci! Nu așa. Eu tot timpul am încercat. Dar, ca să o iau așa în grup, problema, vieți oameni care au suferit enorm. Hai să nu cum pe Marian Munteanu. Mă rog, el poate și-o asuma responsabilitatea asta. Bă, mi-a eu asta de lider, indiferent ce trece peste mine, eu sunt ăla care fac și desfac și, mă rog, scrie istoria despre mine sau... ce se întâmplă, sau se rău, sau ce sunt, sau mă rog, asumă responsabilitatea. Dar oameni care chiar poate nu avea nicio treabă cu chestiile astea. Au păsit o vieță de oameni care nu aveau nicio treabă, nici cu Maria Munteanu, nici cu ăla, nici cu ăla, nu era în disputa asta de nicio culoare. Și au păsit-o săraci. Ați întâlnit poliția pe acolo și armată? Da, bineînțeles, păi era tot timpul în preajmă, sigur că da, cum drag. Și nu v-au... Eram direcționați spre anumite restaurante unde putem să mâncăm, să nu mâncăm în orice restaurant, că riscăm să fim otrăviți. Știți cine plătea în restaurantele respective? Ați mâncat-o undeva pe lângă piața universității, cumva? Da. Eu chiar am mâncat într-un restaurant pescăresc, specific pescăresc. Era o barcă, așa, cu botul ieșit în afară. Aveți idee cine a plătit atunci? Ce ați mâncat, de curiozitate? Dacă vă mai amintiți, poate că e prea mult. O ciorbă, unul felul doi, ce ne-o dat specific acolo, nu pot să vă mai... Bine, ni se aducea... eram alimentați frecvent cu sucuri, cu hot dog-uri, cu sandwich-uri, cu... unde, nu știu să vă zic, cine, de unde, cum, eram alimentați în tabără, cum să spune. Și când am fost la universitate și acolo a fost super, și ce păcat. Deci și acolo, ca să vă zic, că iar am fost la ieșire pe drum sus spre polivalentă, am fost în grupul de păzea, că zicea că să păzim, că să nu vină terorist, să nu vină... și a venit un prăpădie copilaș beat, vai de capul lui, sau era pus și ăla de cineva ca să vină, ca să ne mai scoată lina morțeală. Dracu știe, că acum sunt multe variante dacă stăm să ne gândim.
Nu, l-am luat, l-am scuturat pe el, l-am predat lui Cosma, l-au luat ei, ce i-au făcut treaba lor, nu știu ce ori la nimic. Ai, Doamne, și viața sa, s-au pus minerii în roșu, au scos cârpele din cizme și te-ar intra acolo, ce durea mintea, bă, și... Păcat, mare păcat, că i-am făcut de tot păcăleala, de tot rahată, ce să-i facem așa. Dar așa a fost, nu, mă rog, ce știu. Știți cum, asta a fost așa, părerea mea, a fost un tampon, așa, ca să mai uităm de revoluție, aș zic, atunci prea era toate obiectivele cu revoluția asta, că ce-i cu revoluția asta, că e că nu e. Și ce au zis ăștia, hai să le dăm noi ceva de lucrurile ăștia, să le mai dăm alte gândiri. Mai facem, părerea mea, nu știu, poate nu e așa, dar cred eu și sunt convins că așa e. Băi, ce tampoane de așa cu mine, mai creat așa. De ce nu s-a mai întâmplat, Doamne, și cu Constantinescu? Le-au dat ăștia de numai mineriată, le-au scos-o din cap urgent. Hai să fim serioși. Plecat din pe jos, păi ce-o fi zis, măi, dragă, ne ducem. Ce facem? Eu mă duc cu oile an de an și merg kilometri întregi pe jos. Nu, e chiar, când ajung acolo de pe aștept să mă pun jos, zic să mă mai bag cu dracu, cu zic să mă mai bag. Curs. Asta e, da, așa a fost atunci, am fost așa niște chestii de ăștia, ne-au pus niște comprese de ăștia. Și să mai las-o în avidie, că trecem iar peste revoluția asta și trecem la alte etape mai spectaculoase. Vreau să mai fie ceva, ca să se uite, știți, ca să nu... Am zis, astea, ce să-i facem? Da. Au trecut 20 de ani, asta e dureros, și uitam să văd dumneavoastră că... Noi ne spuneam speranțele atunci, noi, o serie care eram atunci, ne spuneam speranțele că 5-6 ani o să o ducem super bine, eu atâți 20 și mă vai că mai trec 20. Eu tare mă vai că n-avem nicio... Deci noi începem să merem din rău în mai rău, noi nu se zici că avem un progres de bine acum, eu poate greșesc. Nu știu, eu poate sunt mai prost de la țară, dar să sunteți mai în mijloc cu... Așa, din moment ce vă mișcați în stânga, în dreapta și...